La Consiliul Județean, cei mici au fost așteptați chiar de președintele Cosmin Popescu. După ce au cântat, acesta i-a răsplătit cu daruri. Și la primăria municipiului Târgu Jiu, colindătorii au urat aleșilor. În aceste zile, peste 10.000 de colindători sunt așteptați în instituțiile statului pentru a face urări de sărbători.